要去，不飞外地，不行了，这就是了，没得了。În cursul zilei de ieri, 31 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la femeia bănuită de comiterea faptelor, în vederea descoperirii și ridicării probelor care au legătură cu cauza. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 230.000 de lei. Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele, precum și pentru identificarea și indisponibilizarea bunurilor în vederea recuperării prejudiciului cauzat. Exact. Înțeleg că este o anchetă în desfășurare, probabil și un rechizitoriu, vis-a-vis de unul dintre directorii noștri, directorul administrativ mai exact. Nu știu exact despre ce e vorba. Am primit mai multe solicitări din partea parchetului și a inspectoratului de poliție județean. Am răspuns acelor solicitări. Nu pot să vă spun mai mult în acest moment, pentru că nu am primit o adresă oficială din partea parchetului sau IPJ-ului prin care să mi se comunice ce anume urmărește această anchetă și în ce etapă suntem astăzi. De când era dânsa angajată ca și director administrativ la spital? Din anul 2019, dacă nu mă înșel, într-o formă de interimat, urmată de, adică, mă rog, interimatul s-a finalizat un concurs, înțeleg că a fost emis un ordin de ministru pentru înființarea postului de director administrativ, era și, din câte știu, inclusiv acceptul Consiliului Județean, era o listă cu 5 spitale județene din țară care beneficiau de acest ordin respectiv, li se aproba înființarea unui post de director administrativ.